Lui Gary îi place mult munca lui. Doar uitați-vă la el. Ce a fost asta, Gary? Ai auzit zgomotul acela? Of, Doamne! Gary, repede! Ascunde-te undeva! E o fantomă! Oh, nu! Te-a găsit! Trebuie să chemăm ajutoare! Rămâi aici, Gary! Mă duc să-l chem pe supercamion! Bună, Carl! Avem o urgență! Gary, camionul de gunoi e urmărit de o fantomă! Te rog, ajută-l! E îngrozit! Aha! Fantoma asta e super rapidă! Carl, va trebui să fii și mai rapid ca să o prinzi. În ce vehicul te vei transforma, Carl? Un super camion de curse! Extraordinar! Uite super camionule! Fantoma încearcă să scape! Repede! Aleargă după el! Asta a fost, domnule fantomă. Nu mai ai unde să fugi. E ceva foarte ciudat în fantoma asta. Cred că cineva se ascunde sub cearșaf. Păi, supercamionule, cred că acum putem afla cu toții cine se ascunde sub acest costum de fantomă. Aha! Știam că nu e o fantomă adevărată. Dar de ce ai făcut asta, Jerry? Repetai pentru Halloween-ul următor? Înțeleg. Totuși, Gary s-a speriat foarte tare de repetiția ta. Chiar a crezut că ești o fantomă adevărată. Dar e în regulă acum. Misterul a fost rezolvat și Gary a fost salvat. Ce drăguț din partea ta, Jerry. Ești un prieten adevărat. Super camionul? Dar oare ce faci? Super camionule! Mare glumeț! La revedere tuturor! Halloween plăcut! Oh!
Bună dimineața, Lili! Bună dimineața, mașinuțelor! Dansați? Ah, pregătiți un musical? Ce distractiv! Succes! E o veche urară de teatru. Înseamnă să aveți noroc. Salutare, Massimo! Ai adus costumele? Minunat! Dar de ce e gol? Oh, nu! Lili are dreptate. Costumele au căzut prin gaura asta. Stai liniștit. Supercamionul va ști ce e de făcut. Îmi pare rău să-ți întrerup inspecția la centrala orașului, Carl, dar mașinuțele trebuie să-și găsească costumele înainte să înceapă spectacolul. Poți ajuta? Minunat! Să mergem! Spectacolul ar trebui să înceapă în curând. Ce e de făcut, supercamionule? Bine gândit. Massimo, îi poți arăta supercamionului ruta pe care ai ales-o ca să ajungi din parc la vulcanizare? Minunat! Acum avem nevoie de un vehicul care să poată aduna repede, repejor toate costumele înainte de spectacol. Wow! Un super aspirator! E perfect! În regulă, prieteni, trebuie să ne grăbim! Să mergem! Hei, uite un costum! Folosește furtunul! De ce nu funcționează? Ah, din greșeală l-ai pus să sufle? Ups! Mai bine încearcă din nou! Aha! Asta este! Super! Uite încă unul! Oh! Încă unul! Bună treabă! Ce este? Aha! Poți ajunge supercamionule? Aproape ai ajuns! Ai reușit! Ia uite! Ultimul! Băi, avem și ultimul costum lipsă! Dar chiar trebuie să ne grăbim înapoi în parc! Haide! Stați liniștiți! Supercamionul și Massimo au găsit toate costumele lipsă! Repede, mașinuțele! Îmbrăcați-vă pentru spectacol! Arătați minunat cu toții! Sunteți gata pentru musical acum? Of, doamne! Difuzoarele s-au stricat și muzica nu merge? Și tot orașul a venit deja pentru spectacol! Supercamionule, încearcă să folosești ST3000! Excelent! Acum îl poți folosi pentru muzică, supercamionul. Pare puțin liniștit. Stați liniștiți! Doar dă-l mai tare! Perfect! Să înceapă spectacolul! Iată, uite la mașiniță! Sunt atât de talentate! Massimo, ar trebui să fii acolo și tu cu mișcările astea! Bună treabă, supercamionule! Chiar ai salvat situația! La revedere, prieteni!
bună, prieteni! Sărbătoriți ziua Sfântului Patrick! Îi înveți un dans tradițional irlandez? Ce interesant! Oh, Carl, mai bine te-ai grăbit! Ben și Gary au fost trimiși de către Carrie să-i aducă o ladă cu aur și carton curcubeu ca să decoreze restaurantul. Organizează o petrecere cu ceai de ziua Sfântului Patrick. Dar în drum spre restaurantul lui Carrie... Mai bine i-ai ajuta. Crezi că prietenul nostru a provocat ambuteiajul ăsta? Ce vei face? Asta e figura de idei. Un super tren! Să mergem! Ești atât de rapid! Ce se întâmplă, super camionule? Oh, nu! Car! A fost cât pe ce? Unde mergeți cu toții? Minunat! Dar deocamdată, supercamionul are o urgență. Mulțumim, prieteni! Ne vedem la Carrie! Ce dezastru! Prieteni, sunteți bine? Supercamionule, trebuie să faci ceva! Un magnet? Ce inteligent! Atenție, prieteni! A fost cât pe ce? Mai bine v-ați grăbi, prieteni. Cred că vă așteaptă Carrie. Nemo, nu! Ar trebui să mergi și tu la restaurantul lui Carrie. Bună, Carrie! Ce petrecere minunată! Prieteni, e un mod plăcut de a-i mulțumi supercamionului. Bună, Carl! Bună, Carrie! Carrie, încerci noul cocktail de fructe pe Carl? Wow! Cred că ți-a plăcut cu adevărat! Carl,
Cineva are nevoie de ajutorul tău. Mai bine ai merge acasă chiar acum. E Janice. Pare înspăimântată. Oare la ce se uită? Ceva e în neregulă cu roata cea mare. Se mișcă, iar Janice e exact sub ea. Și mai sunt și mașini. Dacă vor cădea, ar putea să o rănească pe Janice. Carl, au nevoie de ajutorul tău chiar acum. Grăbește-te! Sunt atât de multe mașini aici, e greu să vezi în grămadă. Uită pe Janice! Supercamionule, trebuie să ajungi la ea repede! Folosește-ți claxonul! Dați-vă la o parte! E o urgență! E înghețată de frică! Janice, dacă ne poți auzi, supercamionul a venit să te salveze! Oh, nu! Baza se mișcă! Fă ceva, supercamionule! Aha! Ești un super picamăr! Asta e incredibil! Repede! Roata cea mare se mișcă din nou! Super picamărule, împinge! Poți să o faci! Ai reușit! Janice, ce bine că ești în regulă! Ce s-a întâmplat, super picamă? Mulțimea intră în panică! Trebuie să se liniștească, altfel roata cea mare va sări de pe bază din nou! Janice, super picamărul are nevoie de tine ca să-i calmeze pe ceilalți! Bună treabă! Le-ai captat atenția! Stați cu toții! Baza trebuie reparată imediat! Folosește ST-3000! Grăbește-te! Platforma se mișcă! E reparat! Toată lumea e mulțumită, super picamărule. Bună treabă astăzi, super camionule. Acum poți sărbători cu un bine meritat suc de fructe. Chiar îți place sucul ăla, nu-i așa? Noroc, prieteni! Mașinuțele au nevoie de ajutorul tău cu Sunny.
Va trebui să te transformi ca să poți lua mașinuțele? Hey! Asta e cea mai tare tură din viețile voastre? Puteți controla Sania? Timpul se scurge! E nevoie de ST-3000! Repede! Excelentă salvare, supercamionule! Supercamionule, mulțumim că ai salvat mașinuțele! Ha ha ha!